dribbling, se întoarce, reușește centrarea pe lângă poartă, cea mai importantă ocazie în minutul 2 al acestei partide dintre Politehnica. A insistat la un anumit moment, nu acum, oricum cel mai mare merit la acest gol cred că l-are Gigel Bucur. Nu înțeleg ce au așteptat fundașii piteșteni, primește Mansur, nu știu dacă a vrut să paseze sau să șuteze la poartă, dar Mihăiță Pleșan a fost omul potrivit la locul potrivit. Să nu uităm că și în partida cu UTA el a concretizat după o fază în care tot Gigel Bucur a mers până în spatele terenului, până la linia. Ceea ce anticipam, un meci în offside, Mansur timp de gajarea portarului Popa. Încă o reloare cu golul marcat de Mihăiță Pleșan. Sunt Cosmin, dacă te... Cred că avem cel mai frumos gol al acestui an. Golul marcat de Mansur în minutul 30. Rar am văzut asemenea execuții. E adevărat, nu știu dacă Mansur și-a propus asta, dar este un gol absolut fabulos marcat de fotbalistul senegalez. Vorbind așa fără perdea, pot spune e nebun acest om. Ce-a făcut la această fază este de domeniul fantasticului. Nu știu dacă a fost vorba ta o încercare de a repune balonul în care... Faza. Cred că totul a plecat, Andrei, de la indecizia portarului și insistența lui Pleșan. Iată-l pe Pleșan, mingea se duce undeva la... Era să mai avem o surpriză, să dea Bucur gol cu capul de acolo și apoi... Foarfeca lui Mansur, absolut incredibil. Bine, el e un specialist acum, dacă mi-aduc aminte, el a marcat gol din foarfecă, a mai marcat gol din foarfecă pe acest stadion în urmă cu două sezoane. Este un jucător cu o mobilitate foarte bună, cu, iată, cu elemente de acrobație. Mâna dacă o acolo și nu reușea să o dea atât de bine. Reușește dubla în această seară, e adevărat, cu șansă, mingea trece pe sub portarul bosniac. Da, e primul gol al lui Gigel Bucur. Pleșan și Mansur sunt autorii primelor două goluri. O trecere de efect. Rezistă și scrie pe sub portarul bosniac. 3-0 Poli Timișoara. Vai, ce ușor a trecut de Badea. Nu, e clar, Badea nu este fundaș central. Încă o dată golul marcat de Gigel Bucur. Este doar a treia oară în care Polinu. Golul marcat de Piteșteni. Îl revedem. Centrarea lui Rednic. Bună centrarea. Și de această dată portarul Popa n-a mai avut nicio șansă în fața lui Prepeliță,